venim direct din zona cea mai tensionată de pe glob în această perioadă, din statul vecin, Ucraina, acolo unde am fost împreună cu o echipă a Partidului Mișcarea Populară, toți cei prezenți aici, domnul președinte Andronache a prezentat echipa noastră, domnul președinte Movilă, domnul secretar general Simionca, domnul prim-vicepreședinte Moise și împreună cu domnul președinte Andronache și eu, am fost la Cernăuțe astăzi. În urmă cu puține zile am lansat un grup de lucru în cadrul PMP pentru a oferi din partea membrilor noștri, susținătorilor noștri, suport direct pentru cetățenii statului vecin afectați de războiul declanșat de Federația Rusă. Considerăm că în aceste vremuri extrem de complicate, imprevizibile, când pur și simplu, fără să se aștepte nimeni, a fost declanșat un război fără sens și inutil, avem obligația ca români, ca cetățeni europeni, să fim solidari cu cei aflați în dificultate. La întoarcerea în România, conducerea Partidului Mișcarea Populară a participat la conferința regională a partidului, desfășurată la Suceava. Eugen Tomac a făcut apel către cetățenii români să ofere prin intermediul autorităților sau prin organizații neguvernamentale sprijin pentru oamenii din Ucraina și să nu se ferească să ajute în mod direct, el anunțând că în casa lui și a familiei sale găzduiește 3 mame cu 6 copii refugiați din Ucraina. Noi vom continua în cadrul PMP să strângem din fiecare județ din țară, din partea membrilor, susținătorilor noștri, aceste ajutoare pe care le vom duce la destinație. Pe de altă parte, Eugen Tomac a cerut măsuri rapide din partea guvernanților pentru a se construi un terminal la Marea Neagră pentru gaz lichefiat. A apreciat faptul că România a fost vizitată de vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, dar și faptul că la Suceava a avut loc o mobilizare importantă pentru buna primire a refugiaților din Ucraina. Nu putem trece cu vederea peste problemele apăsătoare ale zilei, cum sunt cele legate de criza din energie. Și cred că aici este necesar și noi am cerut PMP-ul guvernului să vină cu o serie de măsuri rapide, iar Uniunea Europeană pune la dispoziție resurse consistente și cred că este momentul să începem, fără să excludem celelalte opțiuni, să lucrăm pentru crearea unui terminal pe litoralul Mării Negre, unui terminal pentru gaz lichefiat, astfel încât să putem să fim pregătiți din timp să facem față provocărilor care se anunță în ceea ce privește această problemă legată de resurse și de energie. Vicepreședintele Marian Andronache, președinte al Organizației Județene Suceava Partidului Mișcarea Populară, a făcut apel către administrațiile locale și județene să se ocupe de investiții, să nu se întâmple ce s-a petrecut acum 2 ani când pandemia COVID-19 a blocat pentru mai multe luni de zile aceste activități de dezvoltare ale comunităților. Într-adevăr, trecem prin niște clipe extraordinar de grele, pe undeva, nu știu, asemănător cu carantina din 2020, când toată lumea era bulversată, nu știu, poate acum suntem mult mai speriați, pentru că aici e vorba de lacrimi, de disperări, de oameni care își pierd casele. Toți românii dau mână de ajutor, toți au sărit, în special Suceava a fost la mare înălțime, dar au trecut deja 2 săptămâni și bugetele locale au fost mare majoritate aprobate. E timpul ca totuși să ne ocupăm și de investițiile care trebuie să făcute în administrațiile locale și la administrațiile județene. Așa că, în paralel, trebuie să dăm drumul la treabă, pentru că altfel vom avea un an pierdut exact ca anul 2020, când am început cu o carantină și cu pandemia care a durat până acum câteva zile.